Modificările apărute la groapa din Slănic, care s-a format încă de pe 25 aprilie, îi sperie în continuare pe localnici. Nu ar trebui să fie îngrijorați însă, explică reprezentanții companiei cu care primăria din oraș a încheiat un contract, cel puțin nu acum. Chiar și așa, specialiștii arată că în cele 3 luni de când a apărut problema, 2 blocuri s-au deplasat odată cu masivul de pământ de sub ele. De-a lungul celor 3 luni care s-au scurs din data de 25 aprilie, cele 2 scări de bloc care sunt poziționate către zona colapsată, deci către strada 23 august, s-au translat, adică s-au deplasat cu tot cu masivul de pământ la adâncimi mari, către zona colapsată. Este o translare de în jur de 4-5 cm, la care se adaugă o înclinare în jur de 3,5 cm la partea superioară. Aceste lucruri, pentru că translarea se produce împreună cu masivul de pământ care reprezintă terenul de fundare, nu reprezintă o amenințare în momentul de față pentru clădiri. Aceste deplasări ale pământului sunt normale, având în vedere craterul format în urma infiltrațiilor de apă, afirmă specialiștii. Reprezentanții constructorului spun că zona este monitorizată în permanență și că au montat mai mulți senzori pentru seismicitate lângă imobilele din vecinătatea gropii. Aceștia nu ar fi indicată nicio modificare, astfel că perimetrul este sigur. 10 de camioane cu pietriș au fost descărcate în zona pentru a acoperi tasarea. Am fost în dialog și cu cei de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, chiar și cu cei ISU Prahova și cu Prefectura și cu Consiliul Județean. Noi nu vedem inginerește, nu vedem semnele care să ne arate că există un pericol de colaps iminent. Nu vedem acesta. Drept urmare, eu nu pot să spun evacuați de urgență cetățenii pentru că există un colaps. În zona cu pricina se fac măsurători permanente, atât din partea Institutului pentru Fizica Pământului, cât și cel geologic al României. Dacă specialiștii au zis că e ok. Vă încredeți în el, ceva nu vă rămâne de făcut. Am altceva de făcut? Am altă putere? Nu. Doar sperăm să nu se răutățească situația, să fie iar nevoie de evacuări și așa mai departe. Doamne, sper că nu. Chiar sper că nu, pentru că e incomod. Mama mea are 85 de ani și nu se poate deplasa. E foarte complicat. Ce să zicem? Să Dumnezeu să fie bine. Să dea Dumnezeu să fie bine. Un specialist spunea că e o tendință generală pentru localitate. Unii spun că ar fi vorba de apă, alții de salină, că ar fi exploatată mai de mult. Stăm așa totuși, cu grijă. S-a lăsat pământul acum, că s-a uscat și s-a lăsat. Știu eu cu Dumnezeu înainte, nu cred că ar fi pericol, că s-ar fi scufundat de mult, dacă era. Fiecare om și-a investit să aibă o casă pentru tot restul vieții și acum să te trezești că nu e ușor, da. Asta e. Se poate prăbuși, nu se știe cât să tinde acolo. E problematic. Săptămâna viitoare, lucrătorii vor începe procedurile în urma cărora vor fi realizate infiltrații cu beton în masivul de pământ din jurul blocurilor de locuit. Această etapă ar trebui să stabilizeze definitiv zona, cel puțin pentru o perioadă considerabilă de timp.